sunt ridicate pământurile. Față de la noi, noi suntem ridicați. Noi foarte mult suntem ridicați de în parte de la prut. Și ce înseamnă asta? Dar cu ce scop a fost? Scopul a fost că, fiindcă ei s-au reprezentat în puterile la României, da. S-au fost ascunși unde altul din partea nemților care au trăit aici, în satul ăsta, vicin. Valul lui Troian, și el se vede foarte bine, el era chiar ca un fel de tranșei și aici era val. Și el mergea de la Leova încolo înspre Tighina, mergea. Dar apoi când de acum s-a format colhozurile, sovhozurile și câmpurile le-au prelucrat și cu buldozerul l-au nivelat. El se cunoștea foarte bine când vineai de la Troian, de acolo în sus, el se vede tocmai la orizont cum mergea linia asta, valul ăsta lui Troian. Valul lui Troian, spun că de la sau de aici, aveți dacă un socovot în linie merge, el vine de la Nistru până la Prut. Acolo merge o dambă. Când era 2000 de ani în urmă, cu sașa e făcută damba aceea. Cu milis de aici era despărțit de unde spune Traianul de Val. Traian și Decebal erau doi împărați. Partea aceea era Traian, partea asta Decebal. Și i-am aici și i-s-o făcută acasă ea. Damba lui Traian s-o despărțit, că pe uscat era apă nu-i. Și o merge de la Nistru până la Prut.